Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Tema pe care vă propunem în dialogul de astăzi este legată de dimensiunea cea mai profundă a vieții noastre, despre verticalitate, despre criza de verticalitate în viața omului contemporan. O să încercăm să vorbim astăzi despre sensurile verticalității, despre ceea ce face din noi ființe personale capabile de orientare și de integrare într-o ordine verticală a lucrurilor. Despre toate acestea am deosebită bucurie, onoare, de a purta acest dialog cu una dintre distinsele personalități ale lumii noastre culturale. Este vorba de doamna Ileana Vulpescu. Bine ați venit, doamna Vulpescu! Bine v-am găsit! Așadar, o temă care știu că vă preocupă și pe dumneavoastră, v-a preocupat constant, verticalitatea. Există o verticalitate etică, o verticalitate morală, dar iată și o verticală nevăzută, aceea a unei ordini în care omul e capabil să se integreze. E vorba de ordinea morală până la urmă. Când vorbim de verticalitate, primul sens care ne vine în minte este acela de atitudine în spațiul personal, dar și în spațiul social. Așadar, o verticalitate funcționând în orizontala vieții pe care o parcurgem. Dumneavoastră, când ați scris despre asta, v-ați referit fără îndoială la sensul moral profund. Cum percepeți dumneavoastră verticalitatea ca dimensiune distinctivă a persoanei umane? Eu zic că dacă am fost înzestrați cu verticalitate, ar trebui să fim demni să o și păstrăm. Și verticalitatea fizică nu ține o viață, dar verticalitatea morală ar trebui oricum să țină o viață. Ce ne face capabili de verticalitate? Există un potențial al omului ca persoană creată de Dumnezeu? Este, dar din păcate, așa cum încalcă foarte multe porunci al lui Dumnezeu, încalcă și această imens dar pe care l-a dat Dumnezeu, să fim verticali, să ne deosebim de alte făpturi. Important este să ne impunem de la început o linie, gândindu-ne în primul rând la judecata pe care nu o simțim tot timpul, dar care există. Să ne gândim că undeva toate faptele noastre sunt înregistrate. Că vom avea de dat seamă de ele și să arătăm un respect față de noi înșine. Verticalitatea înseamnă în primul rând acest respect față de tine însuți. Pentru că respectându-te pe tine, de fapt respecti ceea ce ai ca zestre ontologică pusă în tine de Creatorul tău. Și este această însușire a noastră începe cu comportamentul nostru față de ceilalți. În ce măsură îi considerăm egali? În ce măsură le iertăm ceea ce ne iertăm și nouă și nu le iertăm ceea ce nu ne iertăm nouă? Verticalitatea este sprijinită de ceea ce ți impui ție însuți. În privința asta e bine să fim maximaliști în ceea ce ne privește pe noi, nu în ceea ce îi privește pe alții. Nu. Cu cât ești mai vertical personal, e foarte ciudat că devii și foarte îngăduitor cu alții. Încep să te evaluezi tot timpul pe tine și să te compari cu alții. Dar nu trebuie să te încurajeze
lipsa de verticalitate a celorlalți. Adică totul este să ai curaj să înfrunți lipsa de verticalitate a celorlalți. Care întotdeauna va domina. În orice caz, o majoritate alege, o majoritate dintre noi, nu ne excludem de aici, alege viața în orizontalitate, pentru că e mai comod. Practic, care e diferența între a trăi în orizontalitate și a alege, măcar din când în când, să te smulgi din orizontalitate și să te preocupe sursa aceea a purității care te atrage? Până la urmă, toți simțim nevoia de altceva sau sper că toți simțim această nevoie. Vedeți, așa cum postul este și îl impune, cine și îl impune, pentru a-și purifica organismul, dar și pentru a-și purifica gândul. Este tentația orizontalității în ceea ce privește morala, din păcate, ocupă majoritatea tablei de șah. Sunt și momente când aș putea să spun că dacă ni se face silă de noi înșine, de câte compromisuri facem, și simțim nevoia ca un fel, ca un post moral. Adică ne-am impus să nu mâncăm 6 săptămâni carne și ne impunem să ne revizuim conduita, să nu ne păstuim pe altul și să nu facem totul numai în interesul nostru, ne uitându-ne la cât rău putem face, urmărind numai beneficiul personal. Pentru că asta este cel mai important lucru, să te gândești să nu faci rău. Asta este condiția verticalității. Să nu faci rău, să nu faci concesii răului. Să ai tăria ca împotriva tuturor celor care spun da, să spui nu. Și nu dintr-o ambiție personală, ci dintr-o convingere că ai dreptate. Cu toate acestea, observația Sfântului Pavel e cum nu se poate mai actuală. Nu facem de multe ori binele pe care vrem să-l facem, ne propunem, ci facem răul pe care nu am vrea să-l facem. Există și acest interval foarte delicat în care intervine voința și neputința în același timp. Este cazul cel mai frecvent în viață. Vrei de multe ori să faci bine, dar nu ai posibilitatea să faci bine. E atât de greu să faci binele? Este și ușor și greu. Adică este ușor când depinde totul numai de tine și este greu când între tine și cel căruia ai vrea să-i faci bine se interpun alte persoane și nu mai poți garanta. Nu mai poți garanta și poate chiar îi faci un rău. Intervenția asta între bine și rău de multe ori te duce să faci rău fără să vrei. Fără să vrei. Care, zic eu, că este de iertat pentru că nu l-ai vrut. Ceea ce este de neiertat este să dorești răul și să te străduiești să-l înfăptuiești. Sau să nu faci binele atunci când poți să-l faci binele. Într-adevăr, abținerea de la bine este cu siguranță un păcat în sensul că
ne facem noi înșine rău, ne dându-ne seama. Până la urmă, nu credeți că aceasta este substanța păcatului? Ne facem rău noi înșine, evitând binele. Pentru că majoritatea oamenilor se gândesc să nu-și uzeze relațiile pentru o altă persoană decât pentru sine însuși. Adică o persoană care ar putea să facă un bine cuiva. Știu eu, să-i ofere un post, să zicem, un om care nu-l are, nu pune o vorbă bună acolo, pentru că nu vrea să-și zice relația cu persoana respectivă. E cel puțin meschin lucrul acesta. Da, adică este o meschinărie în om, care, din păcate, se manifestă foarte des. Cunosc oameni care zic, dar de ce să intervin eu pentru... când o să am eu nevoie, cum să mai am obraz, să mai apelez la persoana respectivă dacă mi-am cheltuit, mi-am cheltuit rezerva. Adică apare diabolicul calcul. Începem să ne calculăm beneficiile binelui pe care l-am putea face și alegem uneori să nu-l facem, întrucât nu e suficient de rentabil pentru noi înșine. Exact. Da. Când credeți că a debutat până la urmă criza aceasta de verticalitate? Din perspectivă teologică, lucrurile sunt destul de limpezi. Păcatul originar, căderea în istorie, în timp, prăbușirea aceasta ontologică a omului care a atras după sine o deteriorare a relațiilor lui cu Dumnezeu, cu ceilalți, cu lumea, atunci începe să se strice verticalitatea ideală pentru care eram făcuți. Ulterior, ce a întreținut sau ce întreține în viața noastră a tuturor această adâncire în orizontalitate? Eu găsesc că sistemele în care trăiesc oamenii îi îndeamnă spre așa ceva. Sistemele sociale. Sistemele sociale. Unde se vede o minciună de sus și până jos. Și ca oamenii să trăiască, să-și asigure cât de cât un bine social, se înglodează în această magmă a așezării pe orizontală. E mult mai comod, de altfel. E mult mai comod. Adică oricine, nu chiar oricine, umblă după comoditate. Sistemele sociale din care am avut parte să trăiesc, de exemplu, toate au îndemnat la compromisuri. De aici omul, dacă vrea să trăiască și el mai bine, trebuie să se adapteze. În privința asta trebuie să ne resemnăm, pentru că nu există sistem social perfect. Nu există niciun sistem social perfect. Democrația fiind cel în care se consumă cel mai puțin rău prin comparație cu altele, după cum s-a spus. Cum zicea Churchill, nu este perfect, dar este cel mai bun dintre ce se prezintă în momentul de față. Dat fiind că unora dintre noi le-a fost dat să trăiască și sub monarhie, și sub comunism, și sub zisa democrație, poate să facă comparații. Dar în ceea ce privește compromisul, el nu s-a redus cu nimic. Absolut cu nimic. Compromisul face parte intrinsecă din viața noastră? Se poate trăi în absența compromisului sau e utopic să credem asta? Este utopic. Este utopic. Până unde se întinde granița sau de unde începe granița dincolo de care n-ar trebui să trecem totuși? Există, înțeleg, compromisuri digerabile, dar și compromisuri perfect inacceptabile. Eu vă spun, compromisul în care îți atragi ție un beneficiu, să zicem că este scuzabil,
Dar compromisul în care să faci rău altora nu este scuzabil. Adică nu se poate să te gândești puțin și la un alt suflet decât la al tău și la o altă situație decât a ta. De ce, dacă poți măcar să ai o atitudine neutră, de ce trebuie să faci rău? Și de ce când ajungi într-un post mare, în loc să te intereseze ce se întâmplă cu oamenii aia față de care ți-ai luat o răspundere și te gândești numai la binele tău? Iar este un lucru care nu poate fi scuzat. În privința aceasta, pentru că ați amintit de cele trei posibile sisteme prin care Dumnezeu v-a ajutat să treceți în mod vertical, trebuie să spun eu lucrul acesta, paradoxal, se pare că e mai dificil să-ți păstrezi verticalitatea în spațiul libertății decât în cel al totalitarismului, nu credeți? Da, aveți perfectă dreptate, pentru că paradoxal. Îți arăți foarte ciudat, dar eu nu mi-aduc aminte cine a spus, dar un mare scriitor spunea totdeauna lipsa de libertate generează mari idei. Libertatea nu generează nimic, zicea el. E o invitație la a trăi călduț. Dar eu spun așa, dacă ai reușit într-un regim totalitar să te păstrezi curat, nu știu de ce, în momentul când ți se dă posibilitatea să zici că, să zicem că ești liber. Liber nu ești decât când mori. Dar această libertate relativă, în ea să arăți tot ce mi-a urât în tine. Foarte ciudat. E foarte ciudat, nu te aștepta. Dar cât ură poate să iasă din oameni în momentul când au schimbat macazul, să zic așa, și să-ți schimbi total atitudinea față de niște oameni cu care ai fost prieten, este de neconceput. Pentru că fiecare are altă idee, îl alege pe Popescu în loc să-l aleagă pe Ionescu. Se strică prietenii de zeci de ani și între oameni care nu au nici o legătură cu politica. Se poate strica o prietenie adevărată sau acestea sunt momente de probă a unei prietenii, cele pe care le-ați menționat? Sunt și nu sunt. Găsesc că dacă ani de zile ai investit în cineva încredere, afecțiune și nu l-ai surprins niciodată într-o atitudine care să te depărteze, eu zic că a fost prietenie. În momentul în care ai fost dispus să alergi pentru prietenul tău, să-i faci un serviciu, să-l salvezi de la ceva, eu am zis că e prietenie. Ori se dovedește, încep să ai dubii, cum bine ați spus dumneavoastră, dacă era prietenie sau nu era prietenie. Granița între prietenie și amiciție poate fi foarte subțire. Dacă înțelegem prietenia ca pe un chip al iubirii, iubirea totuși n-ar trebui să cadă, cum spune Sfântul Pavel. Iubirea adevărată nu cade niciodată. Sunt niște timpuri dizolvante moral. Da. Absolut, când simți o disoluție morală, pe zi ce trece. Adică oamenii devin tot mai puțin permeabili la valorile adevărate. Prea puțină lume se mai gândește la verticalitate.
foarte puțină lume se mai gândește că și binele este răsplătit și răul este răsplătit. Știți, din păcate, ce vorbă hidoasă circulă astăzi, o reproduc doar pentru că în contextul despre care vorbim am putea o contraargumenta. Se spune că niciun bine nu rămâne nepedepsit. S-a ajuns la această răsturnare, nu doar lingvistică, ci și în înțelegerea lucrurilor, în sensul că oamenii se tem să mai facă binele, întrucât au observat că nu li se răspunde tot cu bine, ci de cele mai multe ori cu rău. Apropo de timpurile dizolvante moral în care trăim. Cum să spun, toate unele lucruri pot să pară niște paradoxuri. Și totuși nu sunt. Adică, știu, sunt și proverbe care sunt cu mult, sunt cu mii de ani mai bătrâni decât ce trăim noi astăzi. Cum zic nemții, fă un bine unui câine și te latră. Este foarte ciudat ce se... Nu știu cât de ciudat este, poate că zic, trebuie să trăiești mai mult de un secol ca să îți dai seama de ce se întâmplă. Niciun regim politic nu este perfect. Dar e foarte ciudat ce se întâmplă la noi, că după atâția ani în care a trebuit să ținem gura închisă, nu cu fermoar, ci zidită, pur și simplu, astăzi, în loc să încercăm o coeziune între oameni, dimpotrivă se face tot ce se poate să se dezbide oamenii. Ceea ce eu nu pot să înțeleg și privesc cu mare tristețe acest lucru. E vorba despre războiul acela nevăzut dintre noi, pe care totuși știm că îl provoacă și îl întreține o putere malefică, nevăzută. Demonul se insinuează permanent în viața noastră și dacă ne găsește nepregătiți sau neapărați de niște valori, cum bine spuneați, valori ale credinței, valori etice, valori morale, evident că suntem foarte ușor de manipulat din această perspectivă. E foarte ușor să faci răul, mai ales că răul ia chipul binelui de multe ori. Aparent, desigur. În lumea asta, eu zic că sunt niște forțe dominante. Una foarte importantă este prostia, care este bine distribuită în toate părțile. Cum ați comenta această observație, nu știu dacă îi aparține în mod primar lui Alexandru Paleologu, că prostia e un păcat. Și Nicolae Steinhardt reia la un moment dat în Jurnalul Fericirii această idee. De ce sau în ce sens prostia poate fi un păcat? Poate fi un păcat în sensul că face foarte mult rău. Face foarte mult rău. Și nu știu dacă face un rău intenționat sau face un rău din spiritul ăsta de turmă, să zic așa. Care ne caracterizează. Da. Conform ultimului sondaj, este, am înțeles. Vă spun, prostia este o forță mondială, după care vine lipsa de informare și apoi informarea dirijată. Ori când dirijezi și ai de-a face în față, ai de-a face cu o masă de proști în care este, cum să spun, i-aș compara cu ceva din biologie, sunt ca o piftie așa pe care un mediu pe care
bulion de cultură, cum se cheamă în biologie, în care orice germen crește. Este foarte ușor să induce în eroare pe cineva care nu este ajutat din calea afară nici de minte, care nu a fost nici informat și care asupra căruia se dirigează tot timpul niște informații. Adică îl duci de nas pentru că este foarte ușor dus de nas. Eu observ ceva în defavoarea minții, în defavoarea culturii, în primul rând. Nu se mai învață cum trebuie istorie. Mi se pare obligatoriu să știi istorie ca să-ți dai seama și în ce timpuri trăiești, cum trăiești, care este deosebirea între timpul vieții tale și timpul altor vieți. Ca nicio maximă latină, nici aceasta referitoare la istorie ca învățătoare a vieții, cum se spunea, nu este deloc întâmplătoare formularea respectivă. Și neglijarea istoriei, cum spuneți... Da, este absolut voită. Este și voită și are consecințe, cum nu se poate, mai nocive. Adică este foarte ușor să intervii cu tot felul de idei de care mai năstrușnice. Într-un asemenea context al ignoranței promovate de multe ori, dorite, sigur că da. Nu se creează condițiile, aș spune, cele mai propice pentru scufundarea în orizontalitate? Cum să mai vorbim de verticalitate într-o lume în care nu reperele de verticalitate mai contează, ci cele de adaptabilitate? Până la urmă, și chiar vă invit să vorbiți și despre lucrul acesta, verticalitate versus adaptabilitate. Ce înțelegem prin adaptabilitate? Are și o conotație pozitivă, dar în contextul nostru, cu siguranță, nu. Vedeți, chinezii spun așa, oportunismul este un semn de inteligență, zic chinezii. E, în cazul ăsta, toți ne dovedim inteligenți. Un mod de a trăi perfect, fără să faci nicio concesie. Un mod de a nu face compromisuri, mi se pare exclus. Adică este un vis frumos. Iar dacă încerci măcar, e limpede că ți-atragi. Dar măcar trebuie să încerci. Dar ce ți-atragi atunci când încerci? Măcar să încerci. Măcar să încerci să ai momentele tale de puritate, momentele în care să te analizezi și să te analizezi fără milă și să vezi unde ai greșit, ce ai putea să îndrepți în tine. Să ai sentimentul căinței, în primul rând. Eu găsesc că unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le are omul este posibilitatea de a se căi. Și eu am ajuns la concluzia că nimic nu este mai dureros într-o viață decât boala și căința. Căința, într-un fel, zic că te face să te mântuiești, măcar față de tine însuți. Căința este ceva care supără, care sapă așa de adânc în om, încât cred că merită să fie iertat de Dumnezeu. Cel pentru care căința este ca o boală. Acest lucru e limpede din perspectivă creștină. Căința e termenul obligatoriu în vederea iertării, pentru că
vorbim nu de căința formală, ci de căința ca modificare a gândirii respectivei persoane. Începi să gândești altfel, începi să te raportezi altfel la tot ce ai făcut până atunci sau urmează să faci. Dar în legătură cu adaptabilitatea, ați spus că de multe ori a avut și acest înțeles sau era un reflex al inteligenței. Omul inteligent se adaptează, dar de fapt vorbim de un lucru foarte, foarte jenant, aleg acest cuvânt, atunci când iei forma lucrurilor cu care te confrunți, când renunți la verticalitate, când accepți să ți se falsifice viața, când aderi la așa zise adevăruri în defavoarea adevărului și așa mai departe. Cum arată, de fapt, un om care ia culoarea lumii în care trăiește? A fost martora unei epoci întregi. Arată ca un cameleon. Așa arată. Adică își schimbă culoarea după mediul în care trăiește. Aici sunt frunze multe, mă fac verde. Au îngălbenit frunzele, mă îngălbenesc și eu. Este ca și când ai trăi într-o mocirlă. Dar ajunge să te mai incomodeze. Pentru că vezi că în mocirla asta nu ești singur. Și asta este mulțimea celor care cedează, mulțimea celor care nu mai țin coloana vertebrală dreaptă, este nocivă și atrage din ce în ce mai mult oamenii, din păcate tineretul, pentru că nu are nici informație, tot ce vede nu-l îndeamnă spre bine, ci îl îndeamnă spre rău. Adică totul este repede, repede să ai succes, repede, repede să ai bani, repede, repede să ai vilă, să ai mașină de nu știu câte sute de mii de dolari. Pseudo-idealuri, de exemplu, asta, succesul cu orice preț. Da, succesul și confuzia asta între succes și viață fericită. Și valoare. Succesul uneori este adus de valoare. Foarte bine și foarte frumos. Dar sunt asemenea succese de două parale, că dacă le judeci logic, care sunt atât de admirate. Care de fapt sunt smintitoare. Care de fapt pot sminti, întrucât da. Funcționează ca modele mincinoase. Da. Dar vedeți și moda vestimentară, din care nu-și dă lumea seama cât o să pătimească peste 30 de ani. Cum zic eu, la modul în care se îmbracă tineretul astăzi, nu o să fie destui reumatologi. Și în ceea ce le privește pe fetișcanele de astăzi, nu o să fie suficient ginecologi. Pentru că, nu, vedeți și moda asta, adică să stai iarna să-ți înghețe spinarea, ca să umbli, că nu se mai poartă, eu știu, furou, nu se mai poartă baiou, nu se mai poartă. Toate lucrurile astea sunt dăunătoare și fizic. Și numai moda este. Și e o modă pentru trup și o modă pentru suflet. Adică se conformă unei mode, ceea ce este foarte, foarte dăunător și foarte grav pentru sănătate fizică, pentru sănătate morală. În această privință, gânditorii așa ziși reacționari au dreptate. E bine să rămâi demodat în epoca în care trăiești. În privința aceasta e chiar o necesitate. Da, sigur că da. Adică nu știu de ce trebuie să-ți faci rău cu mâna ta. Nu știu de ce, vedeți, moda mereu inventă câte ceva ca să facă parale și
inventă și lucruri care sunt bune, sunt folositoare, știu eu, ghetele îmblănite, dar inventă și pulovărașă de asta, așa, care lasă spinarea și buricul gol. Și vă spun, adică se crește o generație care va fi peste 20 de ani bătrână și bolnavă. Bătrână și bolnavă. Credeți că regresul moral, diminuarea verticalității, s-a produs constant în timp, de vreme ce vechii romani deplângeau prin cuvintele o tempora omores la vremea lor această situație? Credeți că s-a continuat în acest sens? Adică, repet, diminuarea verticalității a fost una constantă în istorie? Încep să cred că da. Când ziceau romanii o tempora omores, se gândeau la vremea Republicii, când romanii duceau o viață foarte echilibrată și modestă. Când au început să se prostească, au început odată cu Imperiul și cu cât au avansat și cu cât s-au întins mai mult, cu atât s-au dereglat moravurile, se întâmplau lucruri spre sfârșitul Imperiului care ar fost de neconceput pentru epoca republicană. Și mereu așa, în evul mediu, ce putem să spunem? Atâtea războaie, atâtea exemple oribile de frați care se omorau între ei, să nu ia unul tronul, să nu moștenească averea. Adică pot să spun că este istoria așa mai, în special un compendiu de crime. Și pe cine să-și fi luat model? Niște filosofi care stăteau acasă, niște astronomi care stăteau acasă, riscau să fie și condamnați și de inchiziție. Cred că s-a mers așa din rău în rău, din rău în rău, din rău în rău. Cu toate acestea, istoria a primit la un moment dat un nou ferment, fermentul creștin. Este indiscutabil totuși că după apariția creștinismului s-a creat o enormă posibilitate a orientării pe verticală din punct de vedere mult mai concret. Libertatea creștină e o libertate mult mai rodnică, mai fertilă decât alte tipuri de libertate. De ce spun asta? Pentru că creștinismul vine cu valori, unele prezente și înainte de el, dar din perspectivă creștină, în lumina creștinismului, noile valori au avut capacitatea de a coagula totuși o formă de civilizație nouă. Evident, lucrurile nu sunt perfecte în istorie, ați amintit de Evul Mediu, de prăbușirea de multe ori în cruzime și așa mai departe, dar nu putem să ignorăm faptul că totuși creștinismul luminează istoria într-un mod cu totul special și rodnic. Ca să nu mai vorbim de spațiul privat al persoanei care poate să tindă spre chipul lui Hristos. Se poate lucrul acesta? Se poate, în special, în mod individual. Pentru că să nu uităm câte nedreptăți au fost făcute în numele creștinismului. Poate, nu poate, în mod sigur, cea mai frumoasă perspectivă pe care o deschide sufletului, o deschide societății, este creștinismul. Dar, din păcate, nu a schimbat ce este rău în om. Războaie unul după altul. Pentru că omul nu este schimbat în mod automat de cineva,
ci trebuie el însuși să fie părtaș la schimbarea respectivă. Aici apare tentația orizontalității, ispitele orizontalității pândesc permanent. Vedeți, nu, nimeni nu învață nimic din istorie. Nimeni nu învață nimic din istorie. După ce a apărut creștinismul, ar fi trebuit să înceapă o epocă de pace. Cu condiția ca acest creștinism să fi fost asimilat frumos. Adică asimilat nu numai să facem biserici și catedrale și ceea ce e foarte bine. Ceea ce s-a întâmplat preponderent în spațiul Apusean. Au rămas niște lucruri remarcabile. Sigur, de pe urma vorbim de spațiul Apusean în primul rând. Dar, pe de altă parte, nu pot să accept să trimiți oameni să iarzi pe rug, pentru că unul dintre ei, care era și cleric, să-l trimiți să-l arzi de viu, pentru că nu zice că pământul nu este plat. Da. Aici sigur că lucrurile sunt foarte complicate, e nedrept să le simplificăm, asta e clar. Da, și de fapt vorbim de malformări provocate de oameni. Bineînțeles, asta această toate, perspectivă. Vedeți, asta, toate sunt ambiții omenești. Eu spun așa, noi suntem creștini, da? De ce trebuie să fie deosebirile astea? Adică nici măcar să serbăm singura sărbătoare creștină care e respectată de toți creștinii, este nașterea lui Iisus. Dar de ce și aici trebuie... mai sunt excepții. Da, e o excepție. Dar de ce trebuie ca Paștele, care este apoteoza vieții pământești a lui Iisus, să fie sărbătorită de unii, de catolici odată, de ortodoxi? Și aici, din punctul meu de vedere, sunt numai ambițiile omenești. Rămâne această tristețe, dar rămâne și speranța că, în timp, dacă omul va înțelege adică omul, dacă mai că trebuie evoluează. Asimilat altfel spiritul creștin, va și reacționa în consecință. Revenind la tema noastră, verticalitatea ca atitudine etică, ca mișcare morală în spațiul social, aș vrea să vă întreb, aveți câteva figuri dragi de oameni care au suferit prea mult într-un regim al totalitarismului, de exemplu, dar care totuși au păstrat și lumina lăuntrică și verticalitatea morală și etică? Evident, sunt nume mari, sunt unele nume care au luminat temnițele comunismului. Mă gândesc la Valeriu Gafencu, de exemplu, la Mircea Vulcănescu, la atâția preoți care și-au dat viața pentru credința lor. Dar, în plan personal, ați cunoscut câteva figuri care vă sunt foarte dragi și care au funcționat și ca modele pentru dumneavoastră? Eu, dintre toți cei care au fost în pușcărie, l-am cunoscut pe Radu Gir, care era vecin cu noi, în Balta Albă, în Moșilor. În Moșilor era vecin. Și era un... pentru cineva care a suferit așa de mult și care a ieșit aproape orb din pușcărie, mi s-a părut un om de o blândețe, de o înțelegere morală și lipsa totală de ură. Nu ura pe cei care l-au schinguit. Un om care asimilase mesajul creștin. Da. Pentru că poezia lui Radu Gir e poezie model în privința aceasta ca poezie creștină. Pe el l-am cunoscut, am cunoscut familia. Și astăzi sunt în relații cu fiica lui și cu ginele lui. Și această generozitate față de om era ceva remarcabil.
L-am cunoscut de asemenea pe Marcel Petrișor. Marcel Petrișor, care de asemenea este un om care nu știe ce este ura. A fost și condamnat la moarte și li s-a schimbat, că s-a suspendat pedeapsa cu moartea și li s-a dat o ocnă pe viață. Și până a venit Dej și i-a scos din, în 65, 64, 65. De asemenea, un om blând, echilibrat, nu l-am auzit vreodată să vorbească de rău pe cineva măcar, sau să condamne pe cei care au chinuit. Deci, niște pe care i-au făcut, mă gândeam, Doamne, câtă lume ar fi putut să suporte grozăviile care s-au întâmplat acolo. Asta înseamnă să ai o morală și o coloană vertebrală. Adică să pui totul în seama unui destin pe care nu-l poți schimba și în care să te desăvârșești pe tine. Această suferință care a înnobilat acești oameni, i-a înnobilat și i-a făcut să nu mai privească dincolo de toate considerentele politice, profesionale, să devină niște suflete care să înțeleagă alte suflete. Asta mi s-a părut cel mai important din ce au învățat acești oameni, așa cum este Steinhardt, cu acea superbă carte pe care... Asta înseamnă o calitate sufletească pe care vrei să o desăvârșești. Oameni care s-au modelat în spirit creștin, oameni care au înțeles că ceea ce este scris în Evanghelie nu trebuie ignorat. Oameni care au perceput cuvintele lui Hristos ca pe cuvinte bune de mâncat, cum spune un poet brazilian, care pur și simplu au metabolizat, dacă îmi permiteți acest cuvânt, mesajul lui Hristos. Sunt exemple vii, sunt exemple încă vii, unii dintre cei pe care i-ați menționat, domnul Marcel Petrișor, domnul Andronescu, aș mai menționa încă un nume de poet creștin de frumoasă factură, oameni care, iată, sunt repere, dar sunt repere neglijate, din păcate, neglijate de o majoritate care nici n-are acces la ele, trebuie să recunoaștem. Mass media, cel puțin românească, nu e foarte preocupată să promoveze figuri majore, în fond, și ale rezistenței morale și ale culturii noastre, din păcate. Se trăiește epidermic. E foarte ușor, nu, să trăiești epidermic? Bineînțeles. Da. Și pentru că epiderma asta, în ultima vreme, așa de tare s-a îngroșat. Așa de tare s-a îngroșat că greu o mai străpungi. Din ce în ce epiderma noastră începe să semene, știu eu, cu a elefantului, cu... Nu vreau să jignesc elefanții. Nu. Nu vreau să jignesc nici porcul. Dar cam așa evoluează epidermele noastre. Da. Și... Pentru că distanța aceasta, care uneori crește îngrijorător de mult între om și Dumnezeu, ajunge să fie locuită de lucruri care, de fapt, ne fac foarte mult rău și nu ne dăm seama, din păcate. Aș vrea, pentru că ne apropiem încet, încet de sfârșitul acestui dialog, să vă întreb ce părere aveți despre o urmare a lipsei de verticalitate pe care aș numi-o nihilismul contemporan. Omul care neagă dimensiunea sa verticală cu Dumnezeu și posibilitatea ei, ajunge să nege foarte multe lucruri,
până la aș spune că totul e permis, totul e relativ, nu mai găsim mobiluri suficiente pentru a ne orienta spre lucruri care ne fac bine. Cât de periculoasă credeți că este o astfel de concepție otrăvită de nihilism? Găsesc că este cât se poate de pernicioasă. Este ca o boală care, în căreia nu-i văd leacul pentru moment. Nu-i văd leacul, fiindcă tot din această boală trebuie să apară și vindecarea ei. De a considera că totul este permis, lipsa de considerație față de aproapele tău, lipsa de considerație față de valori, modul de a-ți permite orice. Și mai este încă ceva foarte periculos, o atitudine oficială de a prezenta lucruri anormale ca lucruri normale. Eu spun, sunt niște lucruri genetic greșite. Și nu putem să condamnăm noi genetica. Dar în loc să prezinți un lucru ca pe o boală, ca pe o anomalie, o anomalie. Și nu poți să te superi pe cineva care are un picior mai scurt și o mână mai lungă, nu? Dar nu veni să vrei să-mi demonstrezi că este și ceva firesc. Astea sunt lucruri care sunt dirijate și cu intenție dirijată și asta vor duce, dacă tot așa se va continua, la distrugerea unei celule importante din societate, care este familia. În definitiv, împărțirea asta pe sexe este un lucru firesc. Și așa a lăsat Dumnezeu, așa a lăsat natura, pentru că scopul este perpetuarea. Sigur. Perpetuarea. Perpetuarea și a și fizică și morală. Or, asta este foarte periculos. E periculos pentru că modifică în modul cel mai urât, desfigurant, o mentalitate. Da. Și cum să vă spun, în ceva neproductiv, adică sigur. Și ceva care produce un lucru bolnav, pur și simplu. Adică nu produce ceva spre sănătatea omenirii, ci dimpotrivă spre distrugerea ei. În privința asta, anticorpii pe care îi putem preluând învățătura creștină, ar putea funcționa cu condiția, repet, să fie promovată, inclusiv în mass media, concepția luminoasă creștină, pentru că Europa e creștină, pentru că cea mai mare parte a lumii noastre în care trăim, la lumii civilizate, este creștină. Dar această adaptabilitate, această, aș spune, demonică deformare a lucrurilor până la a le prezenta pe cele nefirești profund ca pe ceva normal, este fără îndoială cum nu se poate mai pernicios, așa cum ați spus. În privința aceasta, credeți că o mentalitate se poate vindeca? Dacă admitem că noi românii avem o problemă de mentalitate ispitită frecvent de fentă, șmecherie și așa cum s-a spus mai târziu, de noi ca de lăutărism, credeți că o astfel de mentalitate se vindecă și cum se vindecă? Eu zic că sunt și boli care nu se vindecă. Nu demonstrează medicina până în ziua de astăzi că sunt unele care nu se pot vindeca pentru că nu li se cunoaște cauza. Acestei boli care nu este fizică,
am putea spune că li se cunoaște sursa. Este o sursă care dirigează anume asemenea lucruri. Nu pot să cred că răul în lume nu pornește de la niște creiere foarte luminate care vor neapărat să facă întuneric. Acestă, până nu apare un contracurent care să demonstreze cât de nefiresc este ceea ce se propagă, nu cred că se poate obține altceva. Să te vindeci de tendința de a minți, de a înșela, trebuie să vină ceva care să trezească lumea. Ceva n-aș putea să vă spun, poate să vină un corp ceresc, să izbească pământul și să-l trezească așa de tare, încât să se simtă culpabil de tot ce a fost înainte. Și aici trebuie dusă o muncă. Și o muncă în care să se arate fără dușmănie și fără agresivitate, că totul este greșit. Asta este singura posibilitate de a vindeca anumite boli pe care, cărora le știm sursa. Le știm sursa. Pentru că dacă sunt boli fizice cărora deocamdată medicina nu știe să le spună nici că e albă, nici că e neagră, în ceea ce privește această pălăvrăgeală, poate avea o... Până la urmă, îi se poate pune botniță, fiindcă se știe de unde pornești. Din păcate, uneori ajungem să ne adaptăm la boală și să alegem să trăim cu ea. Din păcate, se întâmplă și lucrul acesta. Alegem în defavoarea vindecării coabitarea cu boala. O facem mulți dintre noi de altfel și vorbim acum, desigur, despre boala morală. Am vorbit despre opusul ei, care este verticalitatea, care este sănătatea morală, etică. Am vorbit despre lucruri pentru care eu vă mulțumesc că le-ați descris atât de frumos ca întotdeauna. Orice dialog cu dumneavoastră se încheie prea repede, din păcate. Și pe acesta aș vrea să-l închei cu un gând al dumneavoastră, pe care l-am regăsit de curând. Spuneți undeva, două gânduri să nu te părăsească niciodată. Acela de a-ți îmbogăți mintea și sufletul și gândul că suntem trecători în lume. E un spirit evanghelic în aceste cuvinte ale dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată emisiunii noastre. La revedere!